Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre ceapa verde și beneficiile sale pentru sănătate. Este leguma preferată a centenarilor. Ceapa verde este una dintre bucuriile noastre culinare, dar și unul dintre medicamentele oferite de natură. O putem consuma fără limite, o putem adăuga generos în salate, în mâncăruri și ciorbe, pentru că își păstrează toate proprietățile chiar dacă este fiartă. Cu un gust proaspăt și dulceag, ceapa verde este preferată a tuturor în sezonul cald, alături de o bucată de caș sau într-o salată cu roșii zemoase. Dar ceapa verde nu este doar gustoasă, ci și sănătoasă. În afară de faptul că dă salatelor un gust deosebit, ceapa verde este și un medicament de excepție, folosit fără întrerupere de mii de ani. Așa că haideți să vedem în continuare, prieteni, ce beneficii are consumul de ceapă verde. Locul de origine al cepei este Egiptul Antic, unde era considerată de sorginte divină, fiind folosită ca plantă magică și ca remediu medical. Consolidarea renumelui ei de plantă vindecătoare îi se datorează medicului roman Plinius, primul care a scris despre ea. Deși au trecut de atunci peste două milenii, interesul pentru leguma aromată nu a scăzut. În medicina populară a tuturor popoarelor europene, se spunea și se spune și azi că ceapa ne dă viață lungă. Și, într-adevăr, de la populațiile centenare din Caucaz și până în zonele cu mulți longevivi din Bulgaria, ceapa este considerată o pavăză contra bolilor. Mulți dintre centenarii interogați și-au atribuit vitalitatea extraordinară cepei, cu care s-au hrănit zilnic încă din fragedă copilărie. Și, fără îndoială, proprietățile reîntineritoare, purificatoare și stimulente ale proceselor de regenerare cele mai puternice le are ceapa verde. De ce asta? Pentru că ceapa verde conține substanțe, inclusiv hormoni vegetali, diferite de cea adultă, menite să-i susțină creșterea accelerată. Ca atare, are și proprietăți mult diferite față de cele ale cepei adulte. Dar care este compoziția cepei în faza sa de copilărie? Ceapa verde este o excelentă sursă de vitamine, fibre și minerale. O sută de grame de ceapă are doar 30 de calorii, așa că este bună și la dietă. Totodată conține sulf și quercitină, antioxidanți cu potențial anticancerigen. Ceapa verde conține cantități însemnate de vitamina C, vitamina B9, potasiu și calciu. Însă, în afară de nutrienții clasici, această delicatesă vegetală mai conține câțiva compuși cu efecte terapeutice foarte puternice. Alicina, care este o substanță ce dă cepei mirosul de ceapă, dar are și un efect antibiotic și antiviral, extrem de puternic. De asemenea, este un protector pentru plămâni și căile respiratorii medii, pe care le ferește de infecții și de bolile tumorale. Quercitina este un antioxidant puternic cu rol în combaterea tulburărilor circulatorii, a bolilor cardiovasculare și cancerului. Clorofila curăță organismul de metalele grele, de radicalii liberi și de tot felul de poluanți, de la eurile din alimentație la substanțele nocive din aer, apă sau din ambalajul hranei noastre cea de toate zilele. Ca atare, datorită compoziției sale chimice atât de complexe, ceapa verde are anumite proprietăți terapeutice mult mai intense decât cele ale cepei uscate albă sau roșie. O cură de ceapă verde, prelungită până în vară târziu, are efecte depurative, antialergice, reglează activitatea hormonală a organismului, prevenind și tratând boli din cele mai diverse. Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic și are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, ceapa verde reglează glicemia și este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată.
Se mai poate spune că reglează eficient activitatea renală, mai ales dacă este asociată cu un consum mare de lichide. Ceapa verde este ideală și pentru cei care au afecțiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf. Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 și magneziu și este săracă în grăsimi saturate, sodiu și colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces și de colesterol și, în același timp, ne ajută să avem o sănătate de fier. Ceapa mai are în compoziție și carbohidrați, dar și importante cantități de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, complexul de vitamina B, precum și substanțe cu proprietăți antiseptice. Este bună pentru diabetici și hipertensivi, spuneam. Ceapa conține sulf, un produs care ajută la reglarea glicemiei. Alți antioxidanți din această legumă contribuie la combaterea acțiunii radicalilor liberi asupra celulelor și protejează inima. De asemenea, s-a constatat că poate echilibra nivelul tensiunii arteriale. Elimină sarea din corp. Ceapa verde este și un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism și are și proprietatea de a calma tusea și de a desfunda căile respiratorii. De asemenea, este bine cunoscut faptul că ceapa verde este un somnifer natural foarte bun, chiar și ceapa uscată, fără efecte secundare, care nu dă dependență de niciun fel. Stările nervoase și de agitație pot fi de asemenea calmate cu ajutorul unei cepe zdrobite pe care o ținem la nas. Ceapa este considerată a fi cel mai puternic detoxifiant natural, deoarece curăță organismul de toxinele din corp. Pentru a-și păstra proprietățile minunate pe care le-a primit de la natură, ceapa trebuie consumată crudă, fie că vorbim de ceapă roșie, albă sau ceapă galbenă, și chiar de ceapa verde. Ceapa are proprietatea de a micșora simțitor riscul dezvoltării cancerului la plămâni. Iată și alte beneficii ale consumului de ceapă verde. Ajută digestia și întărește imunitatea. Consumul de ceapă verde este asociat cu un risc mai mic de răceală, gripă și alte infecții respiratorii. Acest lucru se datorează conținutului bogat în vitamine și minerale. De asemenea, ajută la ameliorarea febrei și a tusei ca urmare a proprietăților antivirale și antibacteriene. Ceapa timpurie este bună și pentru digestie, deoarece este bogată în fibre. Este indicată și în caz de diaree sau alte tulburări gastrointestinale. Întărește sistemul imunitar. Conține mulți compuși cu rol antioxidant, precum carotenii, vitaminele A, E, E și C, și antioxidanții cu ercitină, zeaxantină, care cresc rezistența organismului în fața microbilor, dar și a radicalilor liberi, acei produși toxici exogeni sau proveniți din metabolism. Are efect antiinflamator. Cu ercitina, un antioxidant regăsit în ceapa verde din belșug, are proprietăți antiinflamatorii și antihistaminice. Aceasta face ca ceapa verde să fie benefică în toate bolile cronice și în alergii, conform site-ului cablimpede.ro. Tratează afecțiunile dermatologice. Acneea poate fi tratată cu ajutorul unei cure alimentare cu ceapă verde. Nutriționiștii recomandă consumul de ceapă verde în combinație cu mărar și țelină, cel puțin o dată pe zi, timp de 15 zile, pentru rezultate remarcabile. Această combinație are un efect puternic în curățarea pielii, de la interior spre exterior. Previne cancerul. Efectul anticancerigen are legătură cu următoarele tipuri de cancer: colon, sân, ovar, prostată și plămâni. Rolul anticancerigen este atribuit antioxidanților și compușilor sulfurici, care inhibă dezvoltarea și multiplicarea celulelor tumorale. Scade colesterolul, spuneam și mai devreme.
Consumul de ceapă verde duce la creșterea colesterolului bun cu efect antiaterosclerotic. Compușii de sulf se transformă în alicină, o substanță care inhibă enzima hepatică necesară pentru sinteza de colesterol. Scade glicemia. Dacă glicemia a atins cote mult prea mari, atunci ar fi bine să consumați zilnic ceapă verde, în paralel cu tratamentul medicamentos. Ceapa verde este un aliment puternic hipoglicemic, are proprietăți diuretice și reglatoare endocrine. Este un adevărat medicament natural, bogată în vitamine și minerale, tonifiantă și gustoasă în același timp. Ceapa verde crește rezistența organismului la efort fizic și intelectual, mult mai bine decât o ceașcă de cafea. Iată în continuare câteva tratamente interne cu ceapă verde. Pentru alergie. Ceapa verde are efect diuretic și depurativ, reglând activitatea glandelor care secretă în mod natural cortizon, motiv pentru care este considerată un antialergic natural de primă mână. Mai ales în timpul polenizării, al înfloririi gramineelor, dar și atunci când ne expunem la praf și căldură, se recomandă consumul a 6-10 fire de ceapă zilnic, asociate eventual cu alte verdețuri, dar fără alimente consistente. O cură de ceapă verde prelungită modulează reacția sistemului imunitar, prevenind erupțiile pe piele și fenomenele respiratorii specifice alergiei. Dacă alergia deja s-a declanșat, ceapa verde consumată zilnic îi va diminua severitatea și va preveni complicațiile, mai ales cele respiratorii. În caz de eczeme, cel mai frecvent apar datorită problemelor imunitare și al dezechilibrelor hormonale din organism. Iar tratamentul terapeutic, cel mai eficient al acestor tulburări, se face cu asocierea din trei legume: ceapă verde, frunzele de mărar și frunzele de țelină. Există cazuri de persoane care au constatat dispariția aproape miraculoasă în 2-3 zile a unor eczeme care se mențineau de ani de zile, atunci când a fost făcut un tratament cu combinația din aceste trei legume verzi, sub formă de salată consumată pe stomacul gol. În caz de acnee, mai ales la tineri, o cură cu ceapă verde are darul să readucă la locul lor hormonii jucăuși și să curețe tenul. Timp de 2 săptămâni se consumă preponderent, adică 70% din hrană, crudități și se mănâncă 10 fire de ceapă verde în fiecare zi, cel mai bine în combinație cu salată verde și țelină. Între altele, acest regim drenează colonul, detoxifică masiv organismul, făcând ca această afecțiune, altfel atât de greu de tratat, să se vindece sau măcar să se amelioreze spontan. Pentru bronșită, alicina din ceapă este un antibiotic și un expectorant puternic, iar clorofila are efect antiinflamator. Datorită acestor substanțe, ceapa verde este printre cele mai bune remedii în acest domeniu, fiind eficientă ca adjuvant atât în bronșitele infecțioase cât și în bronșitele alergice. Consumată din belșug, ceapa verde este și un bun mijloc de prevenire a astmului bronșic. Virozele respiratorii sunt prevenite și tratate eficient cu ajutorul cepei verzi și al usturoiului verde. Cele două plante înrudite stimulează sistemul imunitar și distrug direct virusii gripali. Se consumă câte 4-5 fire din fiecare atunci când simțiți că răceala vă dă târcoale, dar și atunci când deja s-a instalat. Tromboflebită și tromboză. Se consumă doar partea albă a cepei verzi, adică tulpina, deoarece frunzele bogate în vitamina K pot accentua această afecțiune. În schimb, alicina din bulbul de ceapă are proprietăți anticoagulante, împiedicând formarea trombilor, adică a cheagurilor. În plus, deoarece are proprietăți antiinflamatoare puternice, ceapa are un efect extrem de benefic asupra pereților venoși afectați de tromboflebită. Boli renale cronice.
Se recomandă consumul de ceapă verde zilnic, mai ales dimineața și seara. Pentru a spori puterea acestui remediu, se asociază în salate cu tarhon verde și ridichi, rădăcină și frunze. Toate cele trei legume au un puternic efect diuretic, spălând rinichii de nisipul acumulat, prevenind formarea unor noi calculi. De asemenea, acest trio ajută la vindecarea definitivă a infecțiilor recidivante, fiind un sprijin real al tratamentului cu antibiotice. Cancer de prostată și pulmonar. Ceapa verde este un aliment cu proprietăți anticancerigene foarte puternice, spuneam și mai devreme, care se datorează compușilor cu sulf pe care îi conține. Consumul regulat de ceapă verde scade riscul apariției cancerului de prostată la bărbați cu peste 50%, așa cum arată un studiu statistic făcut cu un deceniu în urmă. S-a constatat de asemenea că ceapa, mai ales cea verde, consumată zilnic, ajută la reducerea incidenței cancerului pulmonar. Excelent detoxifiant, ea ajută la eliminarea din organism chiar a unor substanțe care produc cancerul pulmonar, cum ar fi metalele grele din noxele industriale sau gudroanele din fumul de țigară. De altfel, ceapa verde este considerată un adevărat antidot pentru fumul de țigară, efectul de protecție fiind atribuit tot alicinei, care are efect antitumoral. Ciclu menstrual dureros și neregulat. În acest caz se fac cure de lungă durată cu salate de ceapă, țelină verde și salată verde, asezonate cu suc de lămâie. Salata se consumă înainte de fiecare masă. Pe tot parcursul curei, care ar fi bine să dureze minimum 21 de zile, se consumă cât mai puține proteine, adică pește, carne, ouă și leguminoase, și la fel cât mai puține grăsimi, din prăjeli, margarină și unt. În caz de acumulare de apă în țesuturi, se consumă zilnic 50 de ml de suc de ceapă verde dizolvat într-un pahar de lapte cald. Este un remediu străvechi. Prima oară a fost consemnat de către Plinius cel Bătrân cu 2000 de ani în urmă, care în multe cazuri a dat rezultate bune. Sterilitate și impotență hormonală. Chiar dacă efectul ei nu este la fel de rapid ca cel al vasodilatatoarelor de sinteză, folosite în zilele noastre pe post de afrodisiac, cura îndelungată cu ceapă verde are rezultate mai sigure și nu creează probleme cardiace ca medicamentele. Se consumă zilnic 10 fire de ceapă verde, eventual împreună cu țelină, rădăcină și frunze, tarhon și pătrunjel verde, usturoi verde și morcov, frunze și inflorescențe. Ceapa verde are un rol important și când vine vorba de frumusețe. Se poate folosi pentru demachiere. Odată pe săptămână se poate face o curățare a tenului cu o soluție de ceapă care, deși nu miroase precum cosmeticele clasice, are în schimb un efect purificator extraordinar pentru ten. Se face o soluție din 6 linguri de suc de ceapă și o linguriță de suc de lămâie. În acest preparat se înmoaie un tampon de vată cu care se șterge de mai multe ori succesiv pielea. Ceapa verde are darul de a inactiva unele substanțe chimice toxice din produsele cosmetice, dar și de a reduce inflamația și a curăța în profunzime pielea. Este bună și pentru tenul pătat. Consumul intern de ceapă verde va avea un efect intens depurativ, ajutând la curățarea pe cale naturală din interior a pielii. Extern se folosește sucul proaspăt obținut din ceapă verde cu care se loționează obrazul vreme de câteva minute înainte de culcare. Pentru tenul acneic se prepară o mască din 3 lingurițe de suc de ceapă, o linguriță de suc de lămâie, un gălbenuș de ou și o linguriță de miere. Toate componentele se amestecă bine pentru omogenizare, apoi se aplică pe față vreme de 15 minute cel mult. Este un tratament care purifică tenul, înlătură excesul de sebum, distruge bacteriile și previne formarea coșurilor. Ceapa verde se poate consuma ca atare, în salată sau sub formă de suc,
care se obține din tulpinile de ceapă verde bine spălate în prealabil prin următoarele modalități. Cu mașina de tocat carnea, filtrând prin tifon ceapa după ce a fost bine zdrobită, rezultă un suc verzui. Cu storcătorul electric centrifugal se obține un suc ceva mai limpede și mai pur, pentru că partea de celuloză din ceapa verde este reținută prin centrifugare. Indiferent de metoda prin care este obținut, sucul de ceapă este bine să se consume proaspăt, câte 20-50 de mililitri în doză unică, administrată înainte de masă. Ceapa verde se consumă totuși cu prudență de către bolnavii de gastrită, de colită, de fermentație și de cei cu colon iritabil. Există relativ multe persoane care au o intoleranță digestivă, mai mică sau mai mare, la ceapa verde. În cazul lor, ingerarea cepei poate inhiba peristaltismul gastric, poate încetini procesul digestiv, mergând până la apariția stărilor de greață și a indigestiei puternice. În aceste cazuri, doza de ceapă verde va fi redusă până la limita suportabilității, organismul urmând să fie obișnuit gradat cu acest remediu. De asemenea, este bine ca după administrarea de ceapă verde să se consume puțin suc de lămâie și să se mestece după aceea frunze de leuștean sau de pătrunjel. Este și una dintre puținele metode care funcționează într-o anumită măsură pentru corectarea mirosului respirației. Dragi prieteni, atât despre ceapa verde și beneficiile ei. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag și alte informații interesante, vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!